Îl salutăm pe Busu acum în luna cadourilor și promitem să-i facem un cadou consistent. Că de ani de zile ne face emisiune. Începutul ăsta de decembrie începe cu vreme urâtă. Începutul începe, da, o să fie cu vreme urâtă. Plouă destul de mult. Odată cu scăderea temperaturilor, nu știu ce am în seara asta. Ei, n-ai nimic în seara asta, așa ești tu mereu. De-aia nici colegii nu te bagă în seamă. Dumneata, domnul Florin Busoc, ai pretenții să fim atenți la dumneata? Eu nu vreau să fiți atenți, vreau numai să nu vorbiți. Da, am vorbit. Aud în toate părțile zgomote, am senzația că-s bursuci acolo, șochiți acolo. Un șpanda se dau peste cap în partea aia. Am senzația că-s tot felul de rinoceri pe aici. Dragă Busu, dar e o grădină zoologică în platou. Nu ne gândeam că sunt atâtea animale angajate la ProTV. Deci am rămas la ceață. Da, acolo eram. Acolo ai rămas. Acolo am rămas în ceață. Da, Dana, știu, lasă-mă. Gata, nu mă zăpăciți de tot. Și când te bagă colegii în seamă, dragă Busu, ieși din ceață și anunți niște știri de care râzi și tu. Stratul de zăpadă a ajuns pe la 30 de grade în Semenif, în Ceahlău. Mâine se încălzește 30 de centimetri. Ce am zis? 30 de grade? Iertați-mă, pasărea... Cum era aia? Pasărea Mihai Viteazu. Adevărul e că ar fi foarte bine să avem 30 de grade acum. N-am mai consumat gaz pentru încălzire. Brrr. Stratul de zăpadă a ajuns pe la 30 de grade în Semenif, în Ceahlău. Mâine se încălzește 30 de centimetri. Ce am zis? 30 de grade? Iertați-mă. Rămânem la ProTV, unde Andreea Marinescu încurcă poveștile și dă vina pe răceală. Da. Ce? Cu capra vecinului vorbeam? Și cu varza, tot a vecinului. Cum? Și cu varza, tot a vecinului. Varza? Capra și varza vecinului. Nu, varza nu e a vecinului. Varza e a noastră. Nu e, varza nu, aia e altă, tu le încurci. Da. Păi eu v-am zis că sunt răcită. Cu varza și cu lupul. Și lupul. Da. Aia e altă poveste. Altă poveste. Eu v-am zis sunt răcită, astăzi nu vă bazați pe mine. Nu ne bazăm. Nu, ne place și de la Vinia Petra, dar Andreea e preferata noastră. Poate să fie răcită, poate să vorbească în dodi. Tot drăguță e. V-am zis sunt răcită, astăzi nu vă bazați pe mine. Nu ne bazăm. Tot la ProTV, Diana Enache ne servește o știre de sezon. Primul sacrificat a fost un godac de peste 200 de kilograme. Suntem curioși cum arată un godac de 200 de kilograme. Noi știm că godacii sunt porcușori aia mici. Godacul de 208 kg a fost crescut în bătătura unui localnic cu tot ce avea omul mai bun prin hambare. Ni se șoptește în cască, godacul e un porc de până într-un an și unele specii de porci pot depăși 200 de kilograme. Deci să fie prin mici și să ne dați și nouă niște șorici. Fără nicio legătură cu subiectul de mai devreme, ăla cu porcii... Mi-a plăcut alături de noi pe maestru. Ce îmi dai să-ți dau microfonul cu reverb? Uite-mă de aici. Așa. M-am îndrăgostit tare, cam cea mai mare valoare. Mare lumea, mare, mare. Să știe. Să știe, bravo, maestru. Bravo. Deci, cum se numesc bărbații care se îndrăgostesc moale? Bolnavi. Nu, dragă, sensibili și romantici. Sunt impotenți. Băi, frate, ăștia nu reușesc să fac o femeie fericită nici într-un minut. Și fără nici, de fapt, deloc întâmplător, urmează 60 de secunde cu Șerban Nicolae. Foaie verde, foi de prună, cântă porcul, cântă strună. Șerban și ceilalți sunt oameni care sunt onești. Da, da. Eu sunt unul din cei care a insistat ca Florin Iordache să nu-și dea demisia. Ia uzi, p***a, care ești, mă? Mă rog, și Mântuitorul a înviat tot noaptea. Tu ești, mă? Și asta e o acuzație? Băi, eu parcă te știu pe tine de undeva, de unde te știu eu? Ceea ce am spus constant, sunt complet nevinovat, vă mulțumesc. Ce legătură una cu alta? Mare băuești. Din punctul meu de vedere, dreptul la opinie este unul firesc. Dar tu cine ești? Tu! Ești un tu, dar cine ești? Ești un comunist? Ce asta ești? Ce vorbești? Nu știu de ce v-ați trezit așa prost de dimineață. Și acum, mă, băi, băiatule, vorbește cu maică-ta, mă. Vorbește cu maică-ta așa. Poate persoana mea vă este profund antipatică, poate aveți o părere foarte proastă despre mine, poate mă disprețuiți. Băi, PSD-știlor, băi! Dar în spatele meu, ca și în spatele colegilor mei, se află 10.000 de cetățeni. Mă doare
decizia voastră, da? Să vă... Să știți că viitor de aur țara noastră are. Într-o comună din Telorman, de ce oare nu ne mirăm, la ora de educație civică, o profesoară a fost agresată de elevii de clasa 8-a, adică ăia de 14 ani. Un flerci! Ieși afară! Toți bă... Îl siponezi! Aceste imagini ar trebui văzute de ministrul educației și ar trebui să acționeze, așa agramat și cu probleme la genunche, cum îl știm. Însă imaginile văzute reflectă o problemă a educației de acasă, a celor 7 ani lipsă de acasă. Erau atât de mulți copii acolo în clasă și unul nu a intervenit. Ceilalți stăteau și priveau ca la un spectacol. Ceilalți priveau ca la spectacol, pentru că așa e nația noastră, lașă. Preferăm să întoarcem capul când vedem că se întâmplă ceva rău. Cât despre golani, ci că iau remușcări. Ce vorbești, mă? Mi-e rușine de mine, mi-e rușine de părinții mei, mi-e rușine de toți. Un flerci! După ce v-am arătat cum e situația în școli, vă prezentăm acum o scenă din Parlament. O deputată USR îl filmează pe Șerban Nicolae în timp ce acesta o jignește fără niciun fel de remușcare. Și dacă n-am furat, n-am făcut niciodată șofer. Nu v-ați făcut nimic, doamnă. Sunteți șofer la grupul infracțional organizat. Dumneavoastră sunteți atât de proastă, așa. Incredibil ce spuneți. Așa, spuneți. Ia demonstrații că a fost șofer. Hai demonstrații. Ia căutați. Poze. CV-ul e în poze. Eu am o poză în care dumneavoastră faceți... Lăsând la o parte că nici doamna nu e dusă la biserică, limbajul și injuriile senatorului reprezintă un scuipat pe obrazul Parlamentului. Și dacă n-am furat, n-am făcut niciodată șofer. Nu v-ați făcut nimic, doamnă. Sunteți șofer la grupul infracțional organizat. Dumneavoastră sunteți atât de proastă, așa. Incredibil ce spuneți. Așa, spuneți. Ia demonstrații că a fost șofer. Hai demonstrații. Ia căutați. Poze. CV-ul e în poze. Eu am o poză în care dumneavoastră... Băi, incredibil! Da. Nu aplaudați, no. Că asta e mulat, nu merită! Nu, deci acest Șerban Nicolae este dovada vie, da, că și cocalarii pot ajunge senatori. Nu știm dacă are antecedente penale, dar cu siguranță vorbește și se comportă ca un infractor. Dar în seara asta îmi face numele de toată Ocara. Lasă, pentru că uite ce ți-am adus, Șerban. În seara asta e iubita domnului, una dintre fostele sale, Marișica Curdifier. Bună seara, eu sunt. Da, să rămână, doamna. Vreau să vă întreb o chestie. Este adevărat că Șerban Nicolae e un obsedat sexual? Bună seara, e adevărat, domnul senator. Se uita toată ziua la reviste porno. La femei dezbrăcate? Da, de unde? Nu la femei, la Ion Iliescu, la Cătălin Voicu, se uita. Se uita și se excita. Și ce făcea atunci când... Păi începea să cânte. Hai la lupta așa mare, rob cu rob să ne unim. Marișica, am și eu o curiozitate. Cu cine da mâna domn senator? E, cu el însuși. Mulțumim, Marișica. Vă mulțumesc și eu. Da. Dragă domnilor, dragilor, am un anunț de făcut. De la grădina zoologică a evadat un macac și a ajuns în Parlamentul României. A mai evadat și o pupăză pasionată de regula de 3 simplă. La sună cam așa regula asta. Botezatul supra, adică Cristea, egal Bianca Drăgușanu supra Victor Slav. Bă, ce știi cum ce e, mă? Ce? Regula de 3 simplă. Eu nu înțeleg nimic. Se pare că la Antena 3, cel care se ocupă de scris n-a trecut pe la școală deloc. Altfel nu ne putem explica cum mini-vacanța a devenit mini-cacanța. Sau cum protestatarii sunt scriși prostatari. Adevărul e că Antenei 3 nu-i plac protestatarii și nici protestele. În general se mănâncă litere, nu se adaugă. Dar mă rog, la Antena 3 merge și așa. Tot aici găsim niște ediții Mataron în loc de Maraton. Iar Bogdan Chiriac a ajuns Bogdan Chirii. Or fi știind ei ce-or fi știind, în viitor Bogdan Chiriac va trăi doar din chirii. La aceeași Antena 3 găsim și o neconcordanță între scris și imagini. Vorba aia românească, câte buberele, toate în curul babii mele. Turiștii au avut senzația că au ajuns într-o lume de bas și nu s-au mai putut opri din fotografiat. Chiciura se formează atunci când vaporii de apă din atmosferă îngheață foarte rapid la suprafața plantelor. Nu chiciura,
ci chiciul este evident la Gucci. Ce n-ați înțeles? Turiștii au avut senzația că au ajuns într-o lume de bas și nu s-au mai putut opri din fotografiat. Chiciura se formează atunci când vaporii de apă din atmosferă îngheață foarte rapid la suprafața plantelor. Poate vă dau aia în judecată că le-ați stricat imaginea. Încheiem tot cu Antena 3, unde un vașnic reporter inventează un nou minister. De la orchestra reprezentativă a Ministerului Apărării Internaționale, Ministerului Apărării Internaționale, însă cei cinci... Ați văzut că nici tehnica nu l-a mai suportat? Așa e lucubrații, numai la Antena 3 întâlnim. De la orchestra reprezentativă a Ministerului Apărării Internaționale, însă cei cinci... Da, vom reveni la Adrian Bujoaică acolo cu mai multe detalii. Apropo de sărbătorile de iarnă, cea mai cu pretenții televiziune de la noi, Digi, ne prezintă o reporteriță care spune cam așa. Un record însă a înregistrat târgul de Sibiu de la Crăciun. Un record însă a înregistrat târgul de Sibiu de la Crăciun. Hai, că a fost o inversiune drăguță. Suntem curioși unde e localitatea asta, Crăciun, și mai ales dacă are un târg de Sibiu în ea. Un record însă a înregistrat târgul de Sibiu de la Crăciun. Un record însă a înregistrat târgul de Sibiu de la Crăciun. La România TV, uitați cum se scrie Curtea de Casă și Curtea Constituțională. Curat murdar, Coane Fănică. Curat murdar. Avem și o prezentatoare care are o bâlbă colorată. Este cod portocaliu de visco la munte. Este cod portocaliu de visco la munte. Ei, dar domnșoara este mic copil față de ce se întâmplă pe post la acest tot TV modern care este România TV. Un reporter foarte supărat și serios o cominte într-un hal fără de hal. Bun găsit tuturor, parlamentari ai puterii. Tu-s morții mătii. Continuăm jurnalul și cu alte informații. Vorbind despre parlamentari ai puterii, să știi că ai dreptate. Bun găsit tuturor, parlamentari ai puterii, tu-s morții mătii. Rar vezi și auzi așa ceva. Ăsta e un cadou de Crăciun pentru Cârcotaș. Bravo, măi băiatule, la mai mare! Bun găsit tuturor, parlamentari ai puterii, tu-s morții mătii. E o vorbă bătrânească ce spune cam așa. Ce lipsește chelului? Tichie de mărgăritar. Parafrazând, ce lipsește parlamentarului? Girofar. Girofarul este folosit numai pentru a te deplasa cu viteză. Cine folosește girofarul sunt instituțiile care trebuie să deplaseze cu această viteză în anumit timp. Deci atunci nu dăm la parlamentari care și ei trebuie să deplaseze la anumite evenimente și trebuie să ajungă foarte repede. O să cerem și noi să aibă parlamentari. Păi da, domnule mitralieră, trebuie să te grăbești la proteste că te așteaptă ea să vii cu Kalașnikovul. Deci atunci nu dăm la parlamentari care și ei trebuie să deplaseze la anumite evenimente și trebuie să ajungă foarte repede. O să cerem și noi să aibă parlamentari. Din păcate, sunt și unii parlamentari care iau în serios propunerea. Deputații se grăbesc pentru că iau de mers la lucruri importante, ei sunt în misiune, ei merg în județ. Nu pot sta în trafic la fel ca oamenii obișnuiți pentru că ei se grăbesc. Dar de ce nu puteți sta în trafic? Mai bine faceți autostrăzi, nu să vă luați girofar. Și unii se grăbesc foarte tare. Cum unde? La agapele de partid, ca premierul Tudose, care a scos limba la Codrin Ștefănescu. Iată acum imagini de la B1 TV. Ne scuzați din nou. Aici fostul otevist Tudor Barbu se ceartă cu regia. Scrie așa: ajunge cu abuzurile statul. Băi, lasă, băi. Băi, dacă m-am dus să citesc, îi dai play pe bune? Ajunge cu abuzurile. Nu, vorbeam cu distinsul meu coleg care e împotriva mea, nu mă are la suflet. Și atunci când vreau să citesc ceva, scoate după ecran. Așa, fii rău, urechează-i pe ea din regie că te-ai mutat din garsoniera OTV Ultra Central, două camere pe Calea Victoriei. Play înseamnă, o secundă, play înseamnă play, așa. Păi cât durează, mă, să dea play? Că vorbesc și eu cu Gheorghe și astea le-am citit deja. Stai așa, Gheorghiță. Ia, stop, stop cadru. După aceste indicații regizorale, să vă prezentăm marea televiziune B1 TV în toată splendoarea ei. Avem o premieră și prezentatorul și voice-over-ul și scrisul sunt în eroare. Puțin pic atenție! Papa Francisc a renunțat la celebrul său mijloc de deplasare pentru a se plimba cu Rișca în timpul vizitei pe care o face zilele acestea în Bangladesh. Suveranul pontif a zâmbit larg în timp ce se plimba în Bangladesh prin grădina casei arhiepiscopale într-o Rișcă tractată de o bicicletă. Pentru semidocții de la B1 TV, ne scuzați din nou, amintim că vehiculul în care se plimbă papa se cheamă Rikșă, nu Rișcă, deștepții pământului. Înainte de a se plimba cu Rișca, papa a salutat mulțimea de catolici din Bangladesh. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, știrea a fost reluată și la ora 10 de celebra televiziune. Mai grav e că nu s-a prins nimeni. Papa Francisc a renunțat la celebrul său mijloc de deplasare pentru a se plimba cu Rișca. Suveranul pontif a zâmbit larg în timp ce se plimba în Bangladesh prin grădinile casei arhiepiscopale într-o Rișcă tractată de o bicicletă.